Îl ascultăm și pe Tavi Popescu, probabil că va fi întrebat și de acel cartonaș. Tavi, cum ai cataloga noaptea asta ce încheie sezonul pentru tine, pentru voi? Bună seara! O cataloghez ca pe o seară neagră pentru noi, mai ales pentru mine, pentru că am luat cartonaș roșu și trebuie să mergem înainte, să ne uităm la sezonul viitor și să-l pregătim cu bine. A scăzut din punct de vedere mental? Da, am căzut din punct de vedere mental pentru că am fost întors la Faru, acolo s-a pierdut campionatul și nu am ce să spun, nu am mai multe cuvinte. Ai reușit să marchezi, dar spune-ne mai întâi că vorbeai de acel cartonaș roșu, o execuție superbă, dar hai să vorbim despre cartonașul roșu. Am văzut că te-ai certat cu arbitrii, tu cum consider că a fost? A fost o intrare mai tare, dar da, mergem înainte, a fost o greșeală a mea și... Din nervi, din frustrare, din faptul că era și scorul care era pierdut și campionatul, asta s-a întâmplat acolo? Da, da. Ce crezi că a contribuit la acest scor, că pentru voi este o umilință? Nu vreau să vorbesc despre asta, mergem înainte, o să înceapă un sezon nou și sperăm să aducem titlul atât la Steaua. Tu personal, cum vezi? Că vorbeai de noul sezon, te gândești deja la el, îți dorești să faci da, mult mai mult? Avem vacanță, mergem, o să avem la echipele naționale și așteptăm noul sezon. Cât de frustrant este să pierdeți din nou titlul, pentru că vorbiți în fiecare sezon, vă fixați titlul ca obiectiv și apoi să terminați din nou pe locul 2. S-a văzut și în seara aceasta că nu am fost noi, dar mergem înainte, ce să facem. Cât de afectați sunteți de tot ceea ce se întâmplă la echipă, pentru că pleacă și jucători, sunt tot felul de discuții, s-au tulburat apele după meciul de la Ovidiu. Nu pot să vorbesc eu despre asta cu plecări și veniri, cine vine. Eu îmi fac treaba, colegii își fac treaba și încercăm să dăm tot ce avem mai bun pe teren. Aștepți convocarea la echipa națională? Nu vorbesc despre asta, dacă mă cheamă, merg, dacă nu. Adică dacă ai prefera o vacanță mai lungă sau una mai scurtă la asta? Normal că vreau să merg la național, dar prestațiile pe care le-am avut nu prea merită. Mulțumim. Greu pe teren, greu și la microfon, dar mă rog, mai progresase Octavian Popescu măcar la microfon, după ce a impresionat pe teren, parcă a mai scăzut pe teren și mai crescuse la microfon. Repet o idee pe care am zis-o mult mai de mult după ce a apărut Tavi Popescu în fotbal românesc la nivel mare. FCSB are o obligație morală de a avea grijă de un astfel de jucător. E convingerea mea. Ai un talent în curte, e clar că e talentat omul. Da? Sau mă rog, mie mi-este clar. Hai să vedem cum facem noi, marii profesioniști din conducerea clubului și din staful tehnic și din preparatorii fizici, cei mai buni din România și cei mai bine plătiți din România, de la orice club din România, hai să vedem cum facem, mă, cu băiatul ăsta să progreseze. Să joace fotbal, să fie concentrat la fotbal, să avem grijă de anturajul lui, să avem grijă de școala lui, să avem grijă de orice ține de profesionismul unui jucător de fotbal de vârsta lui. Nu mai zic că trebuia începută treaba asta cu mult timp în urmă. Poate fix din momentul în care a semnat cu FCSB. Și atunci poate că asistam la un jucător cu toate inconstanțele vârstei, cu toate teribilismele vârstei, cu, și chiar și cu gestul ăsta pe care l-a făcut astăzi, dar poate că asistam din an în an la un progres și în loc să îl facem micul Dobrin sau nou, nu mai știu cine, mai bine avem grijă de el și să-l facem Popescu. Noul mare Popescu din fotbalul românesc. Cred că era mai înțelept. Dar cine să aibă grijă de el? Cine să aibă grijă de el? Anturajul lui? Mă îndoiesc. Clubul la care joacă, cred că trebuie să aibă o preocupare în acest sens când știe, când vede că are un mare talent în curte. Nu știu cât noroc a fost în aducerea lui la FCSB, cât știință, dar știința s-a oprit doar la semnarea lui. După aceea, să-l punem să joace. Ba, îl punem colo, ba, îl punem dincolo, nu-l învățăm nimic. Mă rog, sunt convins că
mari specialiști din cadrul clubului FCSB o să consideră că au făcut tot ce ținea de ei. Se vede. În fine, poate greșesc eu că cred că un club... Eu sunt convins că dacă un club profesionist mare din Europa ar avea încredere într-un jucător cu calitățile lui Octavian Popescu, ar merge cu el până în pânzele albe ca să scoată din el un mare fotbalist. Că până la urmă se opune fotbalistul în sine, dacă el nu vrea, că și Ajax, cred că cu Mitea, a făcut toate eforturile ca să-l facă mare fotbalist. Să-l crească de la Marea Speranță la o certitudine în fotbal european. Dacă omul s-a opus, n-a avut nici Ajax ce să facă. Poate că se opune și Octavian Popescu, dar măcar a încercat cineva? Nu cred. Vrei să spui ceva, Ionuț? Da, fără să te plagiezi sau să te completezi neapărat exact la lucrul ăsta mă gândeam, dar nu înainte de a, chiar înainte de a intra Tavi Popescu, pentru că e trist pentru mine ca antrenor să văd un jucător cu un asemenea potențial care se transformă din agresor în teren în victimă la flash interview. Adică comportamentul ăsta dezechilibrat îl face să nu poată să aibă nici măcar o esență proprie în momentul de față. Este în continuare în derivă. E foarte important ca cineva și pare o echipă, sau cel puțin astăzi FCSB a apărut o echipă nelucrată, pun pe seama faptului că s-a pierdut acest obiectiv și toate acțiunile neterminate sunt rezultatul demotivărilor, asta e clar pentru mine. Și până la urmă, dacă tot sunt o echipă care îi place să joace la titlu, care stă foarte mult în jumătatea adversă de teren, de ce nu joacă cu trei apărători centrali? Sau de ce nu fac un sistem astfel încât să nu rămână doar în doi apărători centrali? Un mijlocaș, există soluții în toate situațiile astea și pentru mine astăzi FCSB a apărut o echipă nelucrată. Deci e o situație de autocontrol la Tavi Popescu care în continuare nu este rezolvată și e trist pentru mine să văd acest lucru. Clubul nici măcar nu mai are trei fundași centrali acum. Se apropie preliminarii conference și ar trebui să-și completeze urgent lotul. De ce? Dacă tot e atât de vulnerabil. Pretenția e să meargă în grupe, să ia 6 milioane. Anul trecut a fost în grupe. E adevărat că a luat 10 în două meciuri. Dar cu toate rezultatele slabe de la începutul campionatului, ajunge să bată într-o finală la titlu. Deci asta e ciclul vieții la FCSB. Da, în campionat poți să mai revii. În Europa, dacă ai ieșit dintr-un tur, s-a terminat campania. Da, dar uite că s-a dus în conferență. O dată din ultimii 4 ani. Marius, când, mă rog, mai spuneam eu pe aici că trebuie să aibă grijă clubul, te întrebai cine a avut grijă de mine sau de alții ca mine. Exact. Da, dar uite, vremurile s-au mai schimbat. Nu, dar eu, nu, Doamne ferește, nu vreau să spun că de noi nu a avut grijă cineva. Adică în momentul în care un antrenor vine la, eu știu, la școală ca să își ia copiii la centru de copii și juniori, practic, de la... Eu zic cum am pornit eu la Steagul Roșu, adică a venit antrenorul, m-a văzut la școală, la ora de sport, am fost acolo și sigur că pe parcursul timpului am crescut. Normal, încet, încet și fiecare antrenor care m-a preluat și am ajuns la grupele mai mari a avut grijă de mine, adică în sensul în care au văzut calitățile pe care le am și nu prea am fost așa plimbat de colo-colo. Mm-hmm. Adică, domnule, mi-a zis, tu, uite, noi credem că aici dai cel mai bun randament pe postul acesta de fundaș, de portar. De mijlocaș dreapta, extremă dreapta, și cred că aici trebuie să joci. Și pe parcursul timpului au fost foarte rare momentele în care eu mi-am schimbat poziția în teren. Pentru că atunci, probabil, am avut la conducerea clubului, la conducerea băncii tehnice, oameni care probabil și-au dat seama că randamentul meu pe o altă poziție nu ar fi la fel de bun ca poziția pe care... Da, te referi la o pregătire fotbalistică. Eu mă refer și extra-fotbalistic. Bun, poate că bine, era o altă lume în era care... Era o altă lume, Vali, știi, și mergeai cum... puțin cam înainte, nu era stânga-dreapta, nu erau tentațiile, nu era... E adevărat, dar cred că pe vremuri era și mai mult respect față de oamenii care erau în absolut jurul tău și când erai angrenat într-o activitate, sigur că persoanele mai în vârstă, cei care erai conștient de faptul că îți vor binele.
Da, da. Și sfaturile care le primeai, în mod cert, îți făceau bine. Și atunci, sigur că erai și tu respectos față de ei și le ascultai sfaturile. Poate în ziua de azi, jucătorii nu mai ascultă la fel de mult, poate, mă gândesc, sfaturile poate, da, celor cu o experiență mai bogată. Da. Și fotbalistii, Popescu n-are post, n-are antrenor, el nu știe săracul unde e, corect, ce joacă, da, pentru cine joacă. Mă antrenează Haralambus, Pintili, Neubert, Becali, sunt mijlocași dreapta, stânga, Inter, l-au bulversat. E un copil totuși, n-are experiență în campionat. El a apărut, a dat un talent, talentul acela n-a fost cultivat. Nu, e nativ. E pe cale să fie omorât de acum înainte, la cum arată în parcursul, da, lui. După aceea ne întrebăm de ce, da, nu avem... Națională, de, da, ce nu au succes jucătorii români în campionatele bune din vest. Sau de ce nu jucăm foarte mult timp în Europa, în Europa, cu echipele de club. Da, unde vorba lui Vali, luăm 10 în grupe. Era vreun jucător la Silkeborg, se chema. Da. Credeți că era vreun jucător la Silkeborg mai talentat ca Octavian Popescu? La talent? Sunt convins că nu. Nu. Dar aia 10 de pe teren și cu portarul în poartă, știau ce să joace. Vali, dar eu cred că talentul nu ajunge. Păi ca absolut, să faci, ca să faci, da, performanță în sport și oriunde. Faptul că ești talentat nu este de ajuns. Dacă nu ești și serios, dacă nu muncești foarte mult pentru, eu știu, în antrenamentele pe care le faci sau în jocurile la care participi, dacă nu există o disciplină care să îți impună anumite lucruri, o anumită conduită în cadrul echipei, sigur că atunci poți să ajungi în situația în care nici măcar vreodată nu te poți gândi la performanța sportivă, pentru că nu o să ajungi niciodată să o faci. Hai să-l ascultăm și pe portarul Rapidului în această seară, Drăghia. Bun găsit, felicitări pentru victorie, primul meci al tău în Superliga în acest sezon și ce meci? Spune-ne ce trăire ai acum. Bună seara, mulțumesc frumos, un meci foarte frumos și ne bucurăm că reușim să câștigăm la un asemenea scor. Un meci cu o importanță sentimentală foarte mare pentru noi și vreau să spun că suntem fericiți că ne-am făcut suporterii mândri. Cum de-ați marcat atâtea goluri pe arena astăzi? Păi, cum de-ați ajuns la scorul ne-am acesta? Ne-am concentrat și ne-am dorit victoria. Am venit cu un singur gând să câștigăm astăzi. Auzim încă în vestiar bucuria. E nebunie în vestiar, să înțelegem. Da, ne bucurăm că i-am bătut. Vă dați seama, sunt rivalii noștri, i-am bătut cu 5-1. Bucuria este pe măsură. Te așteptai să fie întrerupt meciul? Pentru că am văzut că a căzut chiar și o petardă lângă tine. Da, mă așteptam, pentru că suporterii fac spectacol întotdeauna la aceste derbiri. Cum ai catalogat tot acest sezon pentru voi? Se termină, iată, sezonul. Un sezon, cred eu, foarte bun. Dar știți cum e, întotdeauna e loc de mai bine. Puteam să fim puțin mai bine, dar suntem ok. Ne bucurăm că am terminat cu toții sănătoși și ne-am îndeplinit o parte din obiectiv, pentru că noi am avut și Cupa României ca obiectiv. Iar la anul sper să reușim să îndeplinim toate obiectivele. Putea fi Rapidul mai sus în acest sezon și unde crezi că? Putea fi și mai sus, putea fi și mai jos. Eu zic că este un loc ok. Și sperăm ca la anul să progresăm, să terminăm mai sus. Sper ca Horațiu să prindă un transfer, poate vei avea tu șansa să fii titular la anul când pretențiile sunt mai mari, sau mult mai mari. Asta trebuie să-l întrebați pe el despre transfer. Eu îi doresc să fie sănătos și să aibă meciuri cum le-a avut și până acum, ca echipa să termine cât se poate de sus, indiferent cine va juca.